Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi continuăm să vorbim despre grupe de viețuitoare și vorbim despre grupul protistelor, care cuprinde alge și protozoare. Protistele sunt organisme cu corp format dintr-o celulă și le numim unicelulare sau corp format din mai multe celule și le numim pluricelulare. Celula este mai complexă decât a bacteriilor, este mai evoluată. Mediile de viață sunt acvatice sau terenuri umede. Cum se hrănesc protistele? Nutriția este autotrofă prin fotosinteză, adică își sintetizează singure în corpul lor substanțe organice și pentru asta trebuie să conțină pigment asimilator, clorofilă. Sau nutriție heterotrofă, în care își obțin hrana din alte surse. Parazite se hrănesc cu substanțe din corpul altor organisme pe care le parazitează, sau saprofite, care se hrănesc cu substanțe în descompunere. Clasificarea protistelor. Avem protiste asemănătoare plantelor. Acestea fac fotosinteză, da? Deci ele conțin clorofilă, pigmentul care fixează energia luminoasă. Euglena, noi am studiat-o la ecosistemul unui lac sau unei bălți, apă stătătoare dulce. Da? Vă amintiți, corpul format dintr-o singură celulă. În interior aveau cloroplaste care conțin clorofilă, pentru care motiv ele fac fotosinteză, dacă n-ar avea clorofilă nu ar putea să facă fotosinteză și prezintă un flagel cu care se deplasează în masa apei. Dar avem și alge verzi unicelulare, verzeala zidurilor, care trăiește pe ziduri, da, are acest aspect, este o algă verde cu corpul nediferențiat, care se numește tal. Este imobil, nu se poate deplasa, da, și o întâlnim pe ziduri, pe pietre, unde formează un strat subțire verde, ca în această imagine. Însă avem și alge pluricelulare, brune, roșii, sau aurii. Conțin un pigment care de asemenea fixează energia luminoasă pentru fotosinteză. Verzi, alge verzi, avem mătasea broaștei pe care o întâlnim la suprafața apelor. Am vorbit despre ea. Salata de mare. Cu siguranță ați văzut-o vara pe la plajă. Are acest aspect de salată, că de aceea îi spune salata de mare, dar pot fi și alge roșii, alge brune, în funcție de pigmentul pe care îl conțin. Acestea conțin un pigment roșu, acestea conțin un pigment brun, acestea, bineînțeles, conțin pigmentul verde care se numește clorofil. Acest pigment, repet, este esențial pentru procesul de fotosinteză. Cu el fixează ele energia luminoasă pe care apoi o folosesc pentru a-și sintetiza hrana în propriul organism. Dar avem și protiste asemănătoare animalelor pe care le numim protozoare. Ele se hrănesc heterotrof, iau substanțele hrănitoare din mediu. Exemple de protiste care fac parte din grupul protozoarelor. Amiba are forma corpului neregulată. Prezintă aceste piciorușe false, de aceea se numesc pseudo. Pseudo înseamnă fals, pode, podos, picior. Deci, piciorușe false. Ele folosesc pentru deplasare, dar și pentru prinderea hranei. Deci, ele emit aceste piciorușe și înglobează hrana viețuitoare mici. Parameciul, pe care de asemenea l-am studiat la lac, este cel mai evoluat dintre protiste, are forma aceasta de pantofior și corpul acoperit cu cili.
nu conține, da, clorofilă, pentru că el se hrănește heterotrof. Giardia este un parazit în ficat sau în intestinul omului, intestinul subțire. Provoacă o boală giardioză, adică această boală se manifestă prin scăderi în greutate, durere abdominale, se ia prin consumul de fructe și legume nespălate. O altă formă parazită este Plasmodium malariei, care parazitează celulele din sângele nostru și produce o boală foarte gravă numită malaria. Foraminiferele sunt niște protiste cu un veliș calcaros din care se obține creta. Importanța protistelor. Ele participă la circuitul substanțelor în natură. Constituie hrană pentru alte animale acvatice. Protistele autotrofe prin fotosinteză contribuie la oxigenarea mediului, pentru că vă amintiți, prin fotosinteză ele elimină oxigen în mediu, ca și plantele, da, știți, și protistele stau la baza evoluției fungilor, plantelor și animalelor. Din protiste s-au dezvoltat și ciupercile și toate plantele și toate animalele. Și vom vedea în orele care urmează principalele grupe de ciuperci, plante și animale. Schema lecției noastre de astăzi, regnul protista. Rețineți clasificarea lor. Sunt protiste asemănătoare plantelor, euglena, algele vers unicelulare, verzea plasidurilor, și pluricelulare, mătasea proaștei, salata de mare, alge brune sau roșii. Și protiste asemănătoare animalelor, dacă cele asemănătoare plantelor se hrăneau autotrof prin fotosinteză, acestea se hrănesc heterotrof. Protozoare se numesc și avem amibă, parameci, giardia, plasmodiul care produc boli. Importanța, rețineți, participă la circuitul substanțelor în natură, resursă de hrană pentru animale acvatice. Ele eliberează oxigen prin fotosinteză, cele autotrofe, și ele stau la baza evoluției celorlalte grupe de viețuitoare, fungi, plante și animale. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, numai bine, vă doresc, la revedere!